în anii 80, unitatea care se vroia a fi o capodoperă a unor vremuri de mult apuse, făcea parte dintr-un amplu plan de dezvoltare energetică lui comunist, care construise deja un număr însemnat de fabrici și uzine, vroiau să ridice simultan în diferite colțuri ale țării 16 grupuri de producție energiei electrice sururi cu termică ca Suceava. În 1982, în secolul trecut, să spunem, chiar în mileniul trecut, cei care au lucrat în centrala de la Suceava încă de la înființare se află și actualul director al societății de termofificare Ovidiu Dumitrescu. Acesta își amintește că muncitorii care au început construcția centralei au greșit amplasamentul. Eroarea a fost depistată de specialiștii Partidului Comunist, care veniseră în control la Suceava cu elicopterul. Da, și surorul s-a început, ca să zic așa, cu stângul, că după ce decretul ăsta de înființare a societății
după ce să lucrase la vreo 3 km de aici, cea mai pe valea Sucevii, sensul de curgere s-a centrală termică a Suceavei a fost ridicată cu eforturi deosebite. Inginerii și proiectanții stăteau la coadă la echipamente. Mai toate utilajele erau produse în țară, iar așa atunci în România se construiau simultan 17 centrale zonale pentru producerea de energie electrică. Cu eforturi deosebite, din import, că așa era
angajații de atunci nu prea aveau o experiență. Erau tineri, dar entuziaști și extrem de ambițioși. Energia tinerețele a fost de ajutor. Centrala nu era decât parțial automatizată. O bună parte dintre sarcini erau făcute manual. Pe locuri muncă era foarte grea. Cărbunele era adus în vagoane și era descărcat cu lopata. Nu mai spunem că la vremea respectivă instalația funcționa cu cărbune din țară lignit. Lignit venea în vagoane care teoretic ar fi trebuit să fie vagoane cu descărcare automată cu acționări cu aer comprimat. Practic, pentru urmărind o nouă ediție.